Я вообще по булке в руки даю. Все правильно, все правильно. Now we're here just, it seems maybe 300, 400 meters from Ukraine or Azov controlled territory. And we've come across some people that are giving out humanitarian aid. We're going to see how that goes and give a have a talk with some of the people here. Что произошло? У вас подъезда. Два раза по мне снайпер с завода. Я успел скрыться. Кто это снайпер? Азовцы, Азов, негодяи. Они может, они думали, ты военный? Нет, я вот так стоял. Они бьют по гражданским, убивали гражданский народ. Убивают, дома разбивают. Ага. Вот эти вот, это, как их назвать, их бандеры или фашисты, или нацисты, я не знаю, как их назвать. Или эсэсовцы. Угу. Вот что они делают. Вы местный? Да, вот мой дом, я живу здесь. Ага. И стреляют по мирным жителям. Ага. Они по военным не стреляют, а по мирным. Где мы находимся сейчас? Улица Монтажная. Город Мариуполя, дом номер 5. Ага. Вот мы проживаем. Как зовут? Евгений. Евгений Леонидович, мне 65 лет, я пенсионер. Сегодня шла женщина, плакала, бежала. От кинотеатра Шевченко, вот есть у нас тут. Ага. Бежала, говорит, там жопа, говорит. Бьют снайпера, выбивают людей, гражданских, выбивают один за одним, говорит. Мы еле проскочили, но их поубивали. Ага. Кто снайпер? Снайпера. Кто? Этих, нацики, нацики бьют. Хочешь сказать, украинские? Украинские нацики бьют, выбивают людей, просто убивают. Ага. Гражданских, женщин, мужиков, всех подряд пьют. Ага. Квартиры оставались, квартир нет, нету, разбивали. Наши квартиры тоже нету. С танков попадают прямо в квартиры. Ага. Какой танк стреляет на квартиры? Украинские, ну какие? Рику суть для усіх єдину, наш гордий клич народові несе. Вітчизні будь, ти гір небес Україну, нам Україна вище понад все. Bună ziua, fie inima, oameni buni. Sâmbătă dimineața, imediat o să plec spre Londra. Dudu s-a apucă să prelucreze materialul. Astăzi nu o să vă vorbim nici despre plagiatul domnului Ciucă, nici despre execuția doamnei Șercan, care a încercat să-l dea în gât și până la urmă a ajuns apă la poliție și în toate celelalte lucruri. Nu o să vă vorbim despre Tabu, care s-a oprit brusc în Timișoara, înainte de a fi război, s-a oprit brusc. Nu o să fac bine în jugleur. Așa cum se oprea pe vremuri, tot din cauza carburatorului Dacia, nu Dacia mea, aveam un Fiat Regata 75S care se oprea cu noi când era, cum se spune la noi în Bihor, lumea cea mai dragă. Pur și simplu nu o să vorbim astăzi despre perchezițiile care au loc în clipa aceasta la primăria Timișoarei, tot acolo acum la băiatul ăla ciudățel așa cu ochelari. Cu ț la final. Da, cu ț. Nu știu ce-au făcut, ce-au încurcat lucrurile iar. Eu am crezut că numai robul îi putea încurca, fiind român. Uite că îi încurcă și neamțul, că la noi e o perioadă din asta foarte interesantă. Astăzi vă vorbim despre câteva lucruri care credem noi că sunt importante. Sau nu, oricum îți dea valma. Începem ca să vă spunem despre problema aceasta care acum îi frământă pe toți la cald, Bucea. Cei cu Bucea, ce s-a întâmplat la Bucea? La Bucea deocamdată nu știm, așteptăm. Așa este bine, pentru că noi trebuie să așteptăm. Așa e frumos ca să... Specialiștii. Da. Adică... La fel cum 2 ani de pandemie, totdeauna ni s-a dat peste bot că să nu emitem opinii câtă vreme nu le confirmă specialiștii, noi așteptăm. Noi de la coronavirus am învățat că să nu mai sărim așa rapid. Pentru că emoții din moment, pentru că la cald, pentru că povești, pentru că toate lucrurile astea, nu știm. Oricum e penibil să sari în sus doar la cazul Bucea. E război de o lună. Mor oameni de o lună. Sunt atrocități comise de o parte și de alta de o lună. Ce v-ați așteptat? Să se bată cu jucării, cu confeti? Păi voi spuneți că rușii, de exemplu, nu mai au arme sofisticate și nu mai au rachetele alea care cu mare precizie, care le au acum ucrainienii.
alea care fără precizie măr pe unde apucă, în sfârșit. Oamenii sunt peste tot acolo, nu știm. Deocamdată trebuie să vedem, normal ar fi ca să fie o comisie, să nu se inflameze toți acolo, să formeze o comisie din asta europeană, cei mai buni criminaliști, să meargă acolo, să stea de vorbă cu oamenii, să vadă, pentru că vorba aceea, sunt destul de multe suspiciuni. Adică Bucea a fost eliberată, primarul spune fericit. Sau, da, spune fericit că a fost eliberată în 30 aprilie. Dragi друзі, шановна Бучанська громада, 31 березня віддав історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими збройними силами України, наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що цей день є радісний, радісний і велика перемога. Și timp de 3 zile n-am avut informații din Bucea, cum că ar fi un genocid acolo și masacru. Și pe 4 aprilie, mi se pare că am citit că au apărut primele informații. Deci avem doar un primar fericit care s-a eliberat Bucea, zice. Da, da. Și au plecat nenorociții. Deci sunt foarte multe neclarități, nu ne băgăm, condamnăm doar orice formă de atrocitate. Indiferent cine i-a omorât pe ăștia, să ne înțelegem bine, că i-a omorât rușii, că i-a împușcat rușii, că o tras ucrainienii, că zice că o tras de rupt peste ei, peste oraș, ucrainienii din partea cealaltă, că i-a omorât bombardamentele și după aceea poate i-a regizat sau nu i-a regizat, nu știm asta. Așteptăm, nu vorbim, bă, fraților, nu știu mai ce. Există, într-adevăr, istoria ne spune că e bine ca să aștepți, nu știi niciodată. Aduceți-vă aminte, vă duce... Apropo de așteptat, da. Am văzut un comentariu și mi s-a tras atenția unei similarități cu ce s-a întâmplat la Bucea și ce s-a întâmplat cu Colin Powell, care a fost secretar de stat în America și tot așa din cauza unei informații trunchiate au mers și au omorât 700 de mii de irakieni. He made the case for war with Iraq at the United Nations. On behalf of the administration, Powell claimed Saddam Hussein was trying to buy raw material from Africa to build nuclear weapons, and he gave an elaborate description of an Iraqi weapons program that, as it turned out, never existed. Da, ca o nu știu ce... Și după aia și-o cerut scuze, da, a fost o minciună, că a zis, nu a fost deci, informația chiar corectă. Ok. I imagine how I felt the day that they finally came in and said to me, well, you know, we don't have four independent sources for that biological warfare van. It's one guy, and he's loopy, and he's in a German jail, and we've never talked to him. Hello? S-o duci și o executa pe toți, și o omorâși și pe aceea și-o da seama că nu era deci, așa. Deci săritul la concluzii e mai periculos ca multe alte chestii. Aduceți-vă aminte de Katyn. Katyn este o pădure în Rusia, Polonia, de pe vremea când erau între Rusia și Polonia, de fapt acum e la ruși, asta trebuie să înțelegem. Atunci era războiul ruso-polonez, al doilea război mondial, în sfârșit. Rușii s-au dus și au luat... Se spune că între 5.000 și... Noi vorbim doar de Katyn, 5.000, dar au fost vreo 20 și ceva de mii. Ce s-a întâmplat cu polonezii? O chestie foarte simplă. Polonezii, de exemplu, care erau care erau intelectuali, erau obligați ca în timp de război să meargă în armată, să fie ofițeri. Da. Și atunci ce au făcut rușii? Numai bine i-au luat pe toți ofițerii de la polonezi, care erau inteligenția, da? Erau... oameni inteligenți, erau oameni intelectuali Poloniei și au mărit și au împușcat pe toți. Există și un film, Katyn, se numește, da, cu Y, K, A-T-I-N, da, și au mărit și au împușcat în două nopți, mi se pare, 5.000 cu glonțul. Deci cine? Rușii au împușcat poloneză? Da, bun. A, deci nu suntem propagandiști ruși. Nu, suntem deci, propagandiști. Deci Katyn, uite ce... Bun, și atunci după aceea eu omorât, eu băgat în șanțuri pe toți, eu pus buldozerul, eu pus pământ peste ei, după care ce-au făcut? Au venit nemții acolo și eu dezgropa nemță, că între timp au cucerit nemță partea asta de Rusie, da?
Au venit și au zis, bă, stai bă puțin că e acolo. Nu mai țin minte care Goebbels, sau nu știu care, zice, e bine să-i dezgropăm acum, să arătăm. Și au chemat o comisie internațională, în care au fost și români, o comisie de doctori, de nu știu mai care, să arate că i-au omorât rușii. Că zice că mare lucru, zice la un moment dat Goebbels, că nu o să pună rușii în capul nostru treaba asta, că i-am omorât noi. Deci, până la urmă, criminalii de o parte încearcă să arate că criminalii de cealaltă parte sunt mai criminali ca ei. Bun. Ce se întâmplă? Vin rușii înapoi, ajung, îi bat pe nemți, îi alungă din Katyn. Să duc și mai dezgroap o dată, după care le spune foarte clar, uitați ce-a făcut nemță, ce-a făcut nemță. Ăștia de la Nürnberg, tribunalul la Nürnberg, automat iau 7 sau 10 pe baza rușilor, 7 sau 10 ofițeri care au fost la Katyn, nemți, dar care îi dezgropaseră odată pe aia și îi spânzură pe toți, mă. Deci la tribunalul de la Nürnberg, pe aia 10 ofițeri, că aveți, pe Wikipedia nu trebuie să mergeți în altă parte, că doar nu vă dăm noi niște știri, că nu, așa nu le puteți găsi ușor. Pe Wikipedia, masacrul de la Katyn, da? Vă duceți acolo? Îi omoră pe aia, după care ne dăm seama... După 1990, că într-adevăr, bă, oameni buni, stai mă, că rușii omoră, mă, pe ăștia, nu neamți îi omoră, noi omorâm sărăm niște neamți, tot e un dezgropat pe ăștia, în sfârșit. Bun, hai să mergem la istoria noastră, românilor, bă, Zimnicea, vă ți-au zis de Zimnicea. Bă, duceți până acolo, puteți cumpăra așa cum un bloc. În Zimnicea a fost cu tremur, când a fost cu tremur în 4 martie 1977. Ce s-a întâmplat? În seara cu tremurului, în Zimnicea, se punea primarul nou. Cum se punea atunci? Nu alegeri populare, democrate, nu știu mai ce. Direct secretarul de comunist de județ venea și numea, tu ești primar începând de azi. Nu, a fost o chestie în asta, adunare acolo, le-a explicat de ce e la bun primar. Sara, pac, vine cu tremurul, să nări vreo 4-5 cărămizi, în sfârșit, în sala respectivă. Tot de praf, nu știu mai ce. Audeți nu știu ce sirene și automat pune mâna pe telefon. Îl întreabă de la București, bă, voi cum stați acolo? Știi? Fai de capul meu, zice el, e distrus, zice, 80% din Zimnicea e distrus. Wow, 80% din Zimnicea. Nu-i nimic, zice ăla de la asta, că o să raportez tovarășului secretar general că e 80% din Zimnicea distrus. Nu durează o oră, cred că este și un film artistic făcut pe chestia asta, nu durează o oră, sună de la București, zice, vezi că peste 2 zile vine Ceaușescu, zice, și să vă vizitează, când au auzit, că noi n-am mai avut oraș cu 80%, da, București a fost, dar Zimnicea era 80%. În Zimnicea căzuseră vreo 4-5 căști mai vechi, deci să ne înțelegem bine. Orașul era tot în picioare, nu avea nimic. Când a auzit prin secretarul de județ, că o luată de bună ce-o zis el 80%, chiar o salvai acum 2 copii, dar au murit 4 oameni în Zimnicea la cutremur. Dar 2 erau în trecere, pe acolo picat niște cărămizi în cap, nu erau din Zimnicea. Deci 2 au fost din Zimnicea, 2 din altă parte. Ce să se facă că îl împușcă Ceaușescu dacă vine și vede toată treaba asta? Ce a făcut? O mă și-a băgat buldozel în casă la oameni, au zis să tai crăpată, deci a făcut cu cutremurul. O prăpădit toată Zimnicea, o ras-o. Ca să pricepem asta, a fost 1977, eu nu vorbim de chestia asta. O ras-o toată, după ce a venit Ceaușescu, l-a dus în mijlocul orașului, toate clădirile istorice care au fost în ăsta, le-a prăpădit cu buldozerul, au băgat volele în ele, tot le-a împins, l-a făcut în față și a zis Ceaușescu către oameni, toți plângeau acolo în centru, voi ce vreți? Au zis că și noi sau blocuri. Au zis blocuri că vreau să fie la apartament, pentru că dacă ai curte, mai trebuie să mai ții și un câine, câinele latră, trebuie dat de mâncare, eu bloc vrem, dă-ne bloc. Au făcut niște blocuri pe care nu le-am mai terminat în viață, pentru că au venit între timp să facă casa țării și plecat. Bun, deci vorbim despre fake news-uri din asta, de genul ăsta, dar bun. Sau exagerarea unei situații reale, dar exagerată pentru a spune o narațiune. Da, și până la urmă ce-ar făcut? Dacă tot aici la Zimnicea e faină, dacă tot ai exagerat-o, cum ar fi o profeție? Bă, eu profețesc că tu vei muri, da, la Pentecostal. Zicem, bărbatule, 2 steaguri negre am văzut, însă unul în fața capului tău, în sfârșit. Mă, și ca să fiu dat proroc bun, îl omoră până la urmă pe ăla ca să se împlinească profeția. Nu, asta este ideea. Bun, deci aveți răbdare cu Bucea. Eu cred că dacă mai stăm câteva zile, câteva luni, poate că ne oprim. Deocamdată ne grăbim foarte tare să băgăm pe ucrainieni în, Uniunea Europeană. Doamna Ursula a spus că pe repede înainte turați să fie băgați Uniunea Europeană și o să fie băgați, deși Zelenski eu cam pus o lecuță pe gânduri pe oameni, că a zis că dorința lui este ca să fie un fel de nou Israel.
Ucraina. Păi va fi un nou Israel, pentru că în Israel, de exemplu, toată lumea umblă cu pușca pe piept în seasul în care nu știi niciodată când în mijloace de transport în comun să mai pune o bombă, așa cum au fost atentate zilele acestea. Deci asta ne așteptăm în următorii ani. Deci înseamnă că vom avea o Uniune Europeană lărgită în care va fi și Ucraina parte acestei Uniunii Europene. Cu Azov, cu tot ce cu tot vom ce avea și italieni care mănâncă liniștiți paste. Deci, o diversitate și o unitate puternică. În sfârșit, asta va fi o chestie foarte faină. Adică să știi tu că în Uniunea Europeană poți avea și pușca ta, pentru că nu știu dacă cine mai poate pe ăștia demobiliza din tot ce se întâmplă acolo. Să vor veni rachete de la Donbas spre Ucraina și înapoi, dar trebuie băgați Uniunea Europeană rapid, pentru că merită. Nu zice să merită, pentru că e greșit să știți. Merită să fie băgați înăuntru. Și cert este, păi eu cred, de exemplu, că și problema cu contrabanda de tutun va fi rezolvată până la urmă. Deci, slava, și aici slava Ucrainei. Soborna ucrainskaya dershava. Problema mea este cu Papa Dudu. Tu mi-ai trimis mie o poză. Este aici în Beiuș un depozit de reciclare de plastic, aici jos. Deci niște munți de plastic. Bă, când mi-a trimis Dudu poza prima dată, zic, ce face Papa acum? El era cu spatele la un zid de sticle de plastic. Dar n-a știut până când mi-a explicat Dudu ce-a făcut. Săptămâna aceasta? Sau când a fost? Săptămâna asta? Uite, marți 5 aprilie 2022. Papa Francis dă jos crucea și o înlocuiește cu sticle goale. Deci asta mi se pare foarte tare. Nu, ăsta trebuia să fie decorul, dar am înțeles că trebuia să fie și trebuia să fie cruce, și o cruce, și cruce, dar din cauza participanților care erau destul de mulți musulmani la conferința asta ecologistă din Malta, Suveranul Pontif a dorit să menajeze sentimentele imigranților ilegali musulmani, fie atent, după activenews.ro, astfel că a îndepărtat crucea de la locul evenimentului la care a participat pe insula mediteraneană. Haideți să vă povestesc ce-o nebunit lumea asta. 70% dintre, ca să înțelegeți o știre care în toți zilele acestea, cred că pe Alfa și Omega, 70% dintre olandezi nu mai cred în Dumnezeu. Nici n-avea cu atâta praf din ăsta care îl trag pe nas în Amsterdam și nu mai pune. 70% nu cred în Dumnezeu de fel, absolut. Dar zice că numai 50% se declară atei. Până la 70% ar fi agnostici și partea a toți și agnostici, jumate dintre 50, dar mai există o felie de vreo 25 care cred în spiritualități noi. Asta îți vine după ce bași praf și îl tragi tare pe nas, atunci îți pare o spiritualitate nouă dintr-o dată. Roz, dintr-un șut. Bun. În timp ce Olanda și lumea întreagă se depopulează spiritual, deci cele două mari frânturi ale creștinistății vechi, da? Ortodoxii, două țări ortodoxe, Ucraina și Rusia, să bat în postul Paștelui și să omoară, bucesc să omoară pe la Bucea pe acolo, unii pe alții și trag cadavrele și le pun și le adună și le lipesc și le îngroapă și le dezgroapă și... Da, și trag șuturi la mine, că asta, apropo, facem o mică paranteză, nu? O mică paranteză artistică. Cum să dai cu piciorul așa în mini antitank? Arunci mări de pe șosea. Făcea, juca o miuță cu ele, măi. Atunci, n-ai voie, pe lângă minile astea, că ați văzut filmele astea, că nu puteai sufla că pe lângă ele. Eu nu cred că există popor mai curajos ca militarii ucraineni. Deci nu stau să zic eu. Păi da, deci... toți americanii din Vietnam care sunt fără picioare acum, bătrâni, veterani care stau în scaune cu rotele, care numai au stat cu piciorul în aer puțin pe lângă mina respectivă, se vor uita și vor vedea ce soldați doi bani au fost care au rămas fără picioare, când vor vedea cum trag ăștia șuturi, dar cu sete, nu așa le îndepărtează de pe șosea. Pleacă tot în viteză. Mă, parcă trăgea Maradona în minge cu sete, așa era o sete din aia. Zdravă. Cu bombeu. Bun. Și red. Bun. În timp ce două popoare ortodoxe se ceartă și se omoară și se ucid în postul Paștelui, de cealaltă parte, Biserica Catolică are în fruntea ei un tip luat. Deci nu mai are rost. Nu mai are rost. Sunt absolut mai mult stresat de țestoasele din Galapagos decât de ce se întâmplă. Acum ce a fost, de exemplu, cu Malta, că au văzut plutind el...
sticlele, dar au văzut plutind și migranți pe sticle. Dar de ce sunt sticlele apă? Să se prindă migranții. Deci, în primul rând, migranți islamici, uite-te, alăturarea asta îngrozitoare, imigranți musulmani ilegali. Deci, trei termeni, imigranți musulmani ilegali. Păi puteau să fie imigranți musulmani ilegali, puteau să fie imigranți români, ilegal și legal, da, bun, da, toate trei sunt, bun, și Papa vrea să ajute chestia asta, să nu mai fie imigranți. Dar fii în ce tare e segmentul ăsta. În schimb, la construirea fundalului ăla cu sticlele din spate, pentru discursul de sâmbătă al Papei susținut la Laboratorul Păcii. Fii atent ce interesant e titlul ăsta. Se potrivea și cred că și folosim ca și titlul la emisiune, Laboratorul Păcii. Că practic asta se întâmplă și în, și în lume. Numai Laboratoarea Păcii, în care niște băieți specialiști tot se joacă cu tot felul de decupaje, tot absolut, sateliți. Și în aceste laboratoare se pregătesc toate. Uite, Laboratorul Păcii este o organizație de voluntariat condusă de părintele stângist Dionisus Mintov. Și asociația asta... Stângist! Părintele stângist Dionisus. Bă, hai că-ți povestesc. E bătrân, senil, stângist, trebuia scos afară, n-ați reușit să puneți un episcop și voi mai normal, undeva la 70 și de mai ani. Tânăr, la și mai tânăr. Da, hai să fie mai de 70 de ani, să fie tânărel. Că uite-i la Joe Biden, să aibă doar 70 asta, tot mai senil. Deci, așa stătea Joe Biden, singură și era în spate, aici, stai să vedeți, așa să vedeți. Numai el stângur era. Nu știa ce căuta. Pierdut complet. Nu știa unde-i toaleta. Scute cu era ud. Uitasă și că e președintele Statelor Unite de Americii. Uitasă și că unde îi. S-a uitat la Kamala. Nu mai știa cine-i Kamala. Bă, era... fraților. Da, ai văzut și continuarea când încearcă să bage în grupul ăla unde era și Barack Obama. Da. Și să bage și el să discute și o să-l bage în seamă. Și tot Barack... Barack Obama conduce America din spate. Kamala Harris va fi nouă președinte. Pe Hunter Biden, pe pruncul lui Biden, le execută ăștia cu laptopul zilele astea rapid. După aceea o pune pe Kamala președinte, pentru că cu ăsta 100% câștigă o Trump, dacă mai candidează, o copilul ăsta, senatorul de Florida. Câștigă alegerile rapid, fără nicio fel de problemă. Cu Kamala totuși mai poți scălda 2-3 ani de zile când mai până la alegeri acum. Deci asta trebuie să fie. Exact cum, de exemplu, la noi în țară, Ciucă trebuie să ajungă, că așa au zis Iohannis, pentru că el pleacă la NATO, o fi ceva președinte pe acolo, și Ciucă trebuie să ajungă președintele României ca domnul Ciolacu să devină prim-ministru și asta e istoria noastră. De aceea domnul Câțu a rămas să fluiere singur în Parlament și despre Câțu o să vorbim puțin, pentru că e o chestie tehnică acolo, mai mult chestia asta. Dar unde rămâne asta? La Papa. Hai să rămâne la Papa. Bă, e senil. Asta e. Nu mai are rost. Dar nu mai veniți să-mi spuneți că nu sunt băiat bun. Că nu mai... Am avut răbdare cu el. Am avut răbdare cu toate prostiile pe care le-au spus și le spune continuu de o grămadă de vreme. Deci am avut răbdare cu dânsul. Dar el reprezintă o biserică. Reprezintă Biserica Catolică. Reprezintă pe scaunul Sfântului Petru. Continuare. Tot ce trebuie acolo. A, nu faci treaba asta și spui, bă, eu nu pot pune crucea în spate acolo ca să nu se supere imigranți ilegali care au venit înotând în Mediterana, bine că nu sunt rechini, ca să nu se supere. Ei, se pare bine că au ajuns acolo, în țara aceea, și că nimeni n-are treabă cu ei și să nu trebuie să se simtă ofensat, pentru că niște catolici au plătit niște bani ca să facă un fel de pază, să aibă nave și să se recupereze de acolo și să le dea de mâncare. Culmea, adică vor mânca în instituții catolice, în caritasuri catolice, vor mânca în cantine catolice, vor fi îmbrăcați de către catolici, vor avea școli catolice în care să se duc, dacă se duc, că imigranții ăștia nu se ducă să vor ocupa direct de droguri. Imediat în 5 minute cum ajung dincolo. Bă, Papa, hai acasă. Fum alb rapid, fum negru pe tine acum, cauciucuri și fum alb pe pilucule. De cealaltă parte, pe o polo opus avem pe Kiril al Moscovei, care stă cu minge și nu comentează nimic, deși vorba aia, rușii omoară în postul Paștelui ucraineni și invers.
Dar e tăcut și el. Tăcut și timorat. Mă, tace că dacă trage Putin o palmă, iarăși sunt doi cruce. Ziem, e cu bolți, cu șurub, cu șurub. Și asta ca... nu a făcut papa mobil din ăsta și lui. Are o mașină, doar o Mercedes, un S-Class, dar nu un cap în el, că aia iese puțin afară. Și atunci e făcută cu aplecătoare. Aplecătoare, da. Din aia, așa se numește, aplecătoare. Unde a rămas? Am întâi-o și cu papa. Da, transmise, papa se iasă la pensii, dacă mai poate. Se ducă cu Biden la aceeași, la același zi. Luni am avut... intervenția lui Zelenski în parlamentul nostru. Ne-a promis că dă drumul la școli în limba română, că o să fie libertate, că o să putem trece cărți în limba română din colo. Oricum a trebuit să fac asta, că vrea în Uniunea Europeană. Deci... cere libertate și o grămadă de chestii. Dar ei iau legile astea făcute. Faptul că nu le-au respectat, asta e altă treabă. Dar ei pe hârtie, că ucrainenii întotdeauna au fost șmecheri pe hârtie, au pus un lucru și restul teritoriului executat. Că mai sunt o câțiva fraze a noștri care spune exemplu că nu e adevărat, că avem drepturi. Nu mă prostiți că am fost acolo acum, de nu veniți cu Brașoave din asta și mai ales că mi-a spus unul dintre voi, că dintre cei care sunt cu noi pe Telegram, că unul dintre ei era român, m-a spunea că e basarabian, ucrainian. Hai să o lăsăm baltă acum, nu veniți să-mi spuneți că voi românii din Ucraina aveți libertățile care sunt necesare unui popor, adică unei minorități, cum au, de exemplu, ungurii la noi în țară. Bine, contează cât de mult mergi spre est. Da. Când mergi spre est, cât a scăzut drepturile ucrainenilor și sunt încălcate de către propriilor ucraineni. Da, asta am zis. Deci nu putem compara opinia uneia din est, din estul Ucrainei, cu opinia uneia care stă aici la graniță cu românii, cu Republica Moldova. Nu, da. Bun, și luni a venit Zelenski la noi în Parlament, adică online, exact ca școala online, zice că nu ne-o executa foarte tare, nu m-au cerut ciucă, ar fi cerut, totuși am zis, dacă ați putea să ne dați mai multe libertăți la români, să ne mai încovrigați pe acolo, că zice, nu, o zis, chiar o zis, toți s-au mirat de faptul că nu ne-au luat foarte tare la 11 metri. Cred că s-a obosit și el acum, ca în fiecare zi, să bată pe cineva cu bota și să le spună, să le bată obrazul la o grămadă. Deci, domnul Câțu s-a adresat cu onorată instanță. Poate prevestitor și pentru el. Pentru că ea și Elena Udrea ce-o pățit-o, știi? Elena Udrea. Elena Udrea care a prins-o din Bulgaria, iar, nu, tot are fata asta ceva cu Bulgaria. Tot fugi, tot prinde, când din Costa Rica, dar tot prin Bulgaria pleacă. Are ea bilete mai ieftine acolo în Bulgaria? Nu știm. Bă, ori te ocupi să pleci, te organizezi ca lumea, ori nu mai pleci deloc. Păi te faci de râs așa? Mâna nu trece. Bă, autoritățile, stați un pic. Deci, voi n-ați știut că ea fuge, dar ea a știut că va fi condamnată? Păi mai bine o angajăm pe ea să vă prindă pe voi, nu? Unde a fost detenția mai grea? În România sau în Costa Rica? Categoric în Costa Rica. Cert este că Elena Udrea, că povestea cineva, că ce zic de ea? Bă, ea... Nu, o băgat-o Băsescu, mi-aduc aminte, în 2004, un Consiliu General al Capitalei, a Primăriei Capitalei, după aceea a fost cu el, a fost ministru, era capace să ajungă numai 700 de voturi, nu mai știu câte o lipsit, ca să ajungă ministru, șefa partidului, a fost ministru mediului, a fost ministru nu știu mai ce, în sfârșit, femeie, bun, m-am întâlnit cu o femeie, și pruncul ei era băgat în niște funcții în sfârșit și acum pruncul ei era la dus la pușcărie, la care eu m-am întâlnit cu femeia respectivă, nu ne cunoșteam nici prea mai devreme și zic, uite, ca mamă mă gândesc că o să o doară foarte tare. Nu, era destul de veselă. Zic, da, doamnă, stă în temniță un an jumătate, doi. Aia zice, stă, dar după aceea, după ce vine acasă, realiza pe tot timpul vieță. O furat ceva, o făcut, o pus împreună niște lucruri acolo. E bun, eu cred că și calculul ăsta l-a făcut și doamna Udrea. Ori furat, că tot s-a furat. Am o să fie poate dacă a apăsat suficient de tare pe pedala de accelerație, poate scăpa și cu Bulgaria. Nu, cert este că o furat suficient
ca ea nu stă mai mult de 3 ani. Eu, părerea mea, dacă are 6 ani condamnare, maximum 3 ani de zile afară. Mai lucră, mai scrie carte. Nu știu dacă nu va avea dificultăți. Nu, dar lucrează, e foarte bună creditoreasă, am înțeles. Deci nu sunt probleme, dar sigur, și zice că face niște cremeș extraordinar. Și există laboratoare de, din astea, laboratoare în care să propagă cremeșurile astea pe bandă rulantă. Bun, și ideea este că ea s-a rezolvat, amu, dacă zice că mai are gențele alea, butonurile alea pe care le avea ea. Eu sunt convins că Băsescu, și Băsescu a furat, el nu direct, că și Iliescu, nu știu cum să spun, tati, el a murit, va muri cinstit și sărac. Dar el a lăsat să se furi, și s-a rupt în jurul lui. Deci a naționalizat, adică a prăpădit tot ce era naționalizat. Un comunism din ăla creștinez, dacă l-a făcut Iliescu. Au venit ceilalți președinți. Nu mă, toată lumea a furat, toată lumea, nu direct, ori sifonat prin altă parte. Aveau tot fel de păienjenișuri de genul acesta. Băsescu l-avea pe frate sau avea pe Udrea care sifona banii și mergea în altă parte. Toată lumea a furat. Fata lui Băsescu, de care se teme el acum cu o hață și pe ea. Doamne, Udrea, până la urmă, nu a fost o parte din sistem, doar nu o să o plângem, o s-o dus, stă și are rezolvată. Asta e situația. Stă 3 ani de zile, am văzut condițiile la închisoare, nici nu sunt foarte rele. Vinerea îți dă fasole cu cârnat, ai griș cu lapte, ai unt, margarină, dulceață, căldură, îți dai căldură, seama, căldură, căldură și electricitate, tot ce trebuie, da. Foarte important. Deci nu văd, nu văd, o câștigat, o câștigat să te cu transmisia asta și cu Bucea, Orban, Orban o câștigat. Ez a győzelem azért is marad majd emlékezetes talán életünk végéig, mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni. A baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körös körül, a brüsszeli bürokraták, a Soros Birodalom minden pénzei szervezete, a nemzetközi fősodratú média, és a végén még az ukrán elnök is. Într-un scor în care i-a lăsat mulți pe ăștia, deși trebuia să știe că doar și la, și la unguri trebuia să funcționeze din ăsta, cum se numește, un sondaj de opinie, văd că nu funcționa, toți au fost și Soros, zice că au rămas, în timp ce Soros mănâncă lapte cu biscuiți muiați. Și în timp ce băgase 3 biscuiți în tocană cu lapte, să umflaseră biscuiți aceia acum, nu încercau să mai iasă din cana aia, Soros băga, zice că așa au rămas când au zis. Bă, da, au fost incredibil ce speriat au fost când au văzut că Orban o câștigat din nou alegerile. Când au văzut Uniunea Europeană cu o câștigat Orban alegerile, au zis, apropo, când termin de miercuri, nou miercuri, joi, zice, vezi că îți luăm banii jos, dacă tot tu vrei să plătești în ruble și vrei ca să ai gaz special de la ruși, lasă că tu nu o să mai ai bani de la Uniunea Europeană. Știi ce fac proștii ăștia din Uniunea Europeană? O să facă cu ungurii în așa fel încât o să se enerveze și o să se formeze pol de putere până la urmă. Adică o să fie, bun, să duce Orban spre ruși și dă gazul de pomană ruși. Dau un exemplu, da? Pentru că dacă l-aruncă Uniunea Europeană din brațele ei, o să se duc unde să ducă în altă parte. Spre China și spre Rusia, corect? Deci până la urmă ăștia, asta o să facă, că asta o să fie noua cortină de fier. Laboratoarele păcii. Laboratoarele păcii. Asta o să fie noua cortină de fier. De data aceasta, nefăcut, nepusă de... Și o să avem tot felul de surprize. Macron deja tremură în Franța. Nu știu când are alegeri zilele acestea. O apărut dintr-o dată Marine Le Pen lângă el, dreapta. Dar culmea că a apărut cu 10% într-o viteză foarte mare, unul nu știu cum o teamă, că are un nume de ficat de gâscă. Dar ăla... Deci, practic, ce vrei tu să spui e că încep... Polarizarea. Nu, dar încep să totuși și conservatorii creștini sau așa să fie pe picior de egalitate în Europa, cu că până acum au fost destul de mare discrepanța față de progresiști. Da, adică până la slabă reprezentanți noi medievali, am fost destul de slabă. Da, că de exemplu că mă întreba cineva zilele acestea că de ce Polonia e atât de cum să spun eu, pornită împotriva rușilor. Și din cauza celor 20.000 de intelectuali omorâți de către ruși. Deci istoria lor e o istorie foarte dureroasă. Dar să nu uităm un lucru, că în urmă cu câteva luni de zile Polonia era capace să rămână fără fondurile Uniunii Europene, împreună cu draga de Ungaria. Da. Dacă nu era conflictul ăsta acum de mică... în prima linie, adică în părerea mea că e o mică pace, o mică acalmie, dar Polonia tot nu schimbă niște chestii. Uh-huh.
Și atunci e curios cum Uniunea Europeană le va mai cere polonezilor peste câteva luni de zile, dacă războiul se va încheia, Doamne ajută, să le mai ceară iar înapoi cu avortul, cu o grămadă de chestii la, care polonezii au ținut. Avem mai multe paliere de război ideologic. Avem războiul ideologic LGBTQ, în care totuși Ungaria și Polonia, uite că țin pieptul. Probleme în America, de exemplu, cu Disney și cu alte corporații mari care nu mai au o agendă gay secretă, cum ziceau. My like not at all secret gay agenda. Nu mai e secretă. Dar în același timp avem și războiul ruso-ucrainean, în care Polonia nu mai e pe aceeași felie cu Ungaria. Da, da. Spunea Polonia, bă, voi stai că voi nu sunteți sănătoși la cap. Opriți importul de cărbune acum, dacă tot vreți, și petrolul. Tăiați tot acum, da? Ce chestii, cât sunt ăștia din Uniunea Europeană de oportuniști. Nu, domnule, și ucrainienii au conducta de gaze, trece pe la ei. De ce nu opresc ei să pună robinet pe aia direct? Domnule, nu vrea să meargă gazul aici la voi. Gata, e război, salut, închidem Rusia să moară acolo, în partea asta. Nu fac treaba asta. Lasă să treacă și în fiecare zi primesc milioane de euro de la ruși. Bun, vin nemții, polonezul zis, opriți acum cărbunele. Deci Uniunea Europeană amenda Polonia cu 500 de mii de euro pe lună, pe zi, nu mai știu, trebuie să vedem, nu are importanță, oricum o sumă e colosă, nu, 500 de mii de euro e zero pe lună. Cred că pe zi aveau jumate de milion de euro din cauza unei mine de cărbune care nu închideau. Deci acum e vor ca să meargă în continuare cu cărbunele ăla din Rusia până în august. Deci da, facem embargo pe ruși, dar noi, nemți, în Uniunea Europeană vă spunem vouă, nu renunțați la cărbune acum. La care polonezii le spun mereu, bă fraților, dar nu e ok treaba asta. Dacă vreți să punem mâna în gâtul lor, să punem acum, în clipa asta, da? Asta este ideea. Dar e simplu răspuns, uite. Dependența față de gazul rusesc, uite, Bosnia-Herzegovina 100%, Macedonia 100%, Moldova 100%, Finlanda 94%, Latvia 94%, 93%, Serbia 89%, o grămadă, uite, Grecia 51%, Germania 49%, Italia 46%, Polonia 40%, Ungaria 40%. Noi stăm foarte bine, 10% depinde din Rusia, mi se pare foarte bine. De-aia suntem noi cei mai agresivi cu ei. La ora actuală noi suntem cei mai agresivi, chiar de aceea Bogdan Drăghici s-a băgat direct cu mașina în ambasada Rusiei. Atac sinucigaș fără precedent în România. Un bărbat a intrat cu mașina în poarta ambasadei Rusiei de la București. Mașina, care era plină de diluan, s-a prins ca o torță, iar bărbatul a murit. Înainte de impact, bărbatul i-ar fi avertizat pe jandarmii de la ambasadă că va produce un incident grav. La volan se afla Bogdan Drăghici, președintele asociației Tata, un ONG care pleda pentru drepturile bărbaților din România. Este vorba despre un personaj controversat care a primit chiar ieri, în primă instanță, o condamnare de 15 ani de închisoare pentru că și-ar fi abuzat sexual fiica. Cât pe ce să fie transformat în erou național, da. Până n-am citit un pic și articolul, nu doar titlul, dar acest titlul e foarte periculos, da. Și articolul am scris un pic pedofil. Și trebuia să steau 15 ani la închisoare. Și nu vreau să mai stea 15 ani la închisoare și atunci din toate și-a transformat tot într-un martiraj. Ideea este că ne-am făcut de cacao și acolo, într-un fel sau într-altul, să nu uităm un lucru, că ambasada unei țări trebuie păzită. Nu contează ce probleme au rușii, câtă vreme au ambasadă la noi în țară, trebuie să le asiguri paza. Asta e treaba noastră. Deci asta e treaba noastră. Ce s-ar fi întâmplat, de exemplu, dacă Bogdan Drăghici se băga în ambasada americană? Păi erau rapid, Kamala venea înapoi la noi în țară, venea în sfârșit la noi în țară și cu toată lumea și era un dezastru incredibil acolo. Vă garantez că era ministru de interne schimbat, polițiști, jandarmerie, schimbată toată lumea dacă dădea în ambasada. Așa nimeni nu a zis nimic, că a zis că într-adevăr ăsta a fost întotdeauna un antirus și din cauza lui Bucea s-a băgat cu mașina acolo. Nu era sănătos mental. A fost în Ministerul de Interne, era secretar de stat, nu știu mai pe unde, nici atunci nu a fost sănătos la cap. Despre morți, numai de bine, dacă despre papa de la Roma. Next. Bun.
vorbeam și despre interzicerea asta. A, așa, vreau să mai zic ceva ce era trecut aici. Că zice, bă, cum rușii ăștia și omoară oamenii acolo și tot trimit pe soldați și tot se omoară și tot se împușcă. Rușii au cultura asta morții, până la urmă. Adică ei se omoară între ei, dacă e cazul. Ei, nu contează câți morți au la un anumit război. De exemplu, ne-am vorbit în episoadele noastre despre războiul ruso-finlandez, care e foarte asemănător cu ce se întâmplă acum. În 39. Da, războiul ruso-finlandez, dar eu vreau să... Ce s-a întâmplat atunci? Ideea este că rușii au vrut ca Finlanda să rămână țară neutră într-un fel sau într-alt. Adică să nu să asta. Și mai aveau și niște Carelia, mai aveau niște teritoriu. Și au pierdut o grămadă de soldați ruși și nu e interesat că pierderile lor rusești au fost de 3 sau 4 ori mai mari decât ale finlandezilor. Au vrut să le dea o lecție și uite că lecția aia a fost învățată de Finlanda până în ziua de astăzi. Abia acum cochetează NATO și UE cu ei să vină în NATO și le trimite invitații. Da, povestea este în felul următor. Asta că trebuie să știți voi din istorie. De exemplu, când a fost Revoluția Bolșevică, când rușii au pus mâna pe putere, comuniștii au pus mâna pe putere în 1917, atunci Rusia s-a împărțit în două, în albi și roșii. Roșii, comuniștii, albi, cei care țineau cu vechiul imperiu, cu țarii, cu noi mai care. 8 milioane de oameni s-au omorât în 3 ani de zile. 8 milioane de ruși. Ei între ei. Deci 8 milioane. Au fost un prăpăd. Gândiți-vă numai că pe aceea a venit Stalin la putere. După Lenin, după a venit războiul, a venit Stalin la putere. Au avut războiul al doilea mondial. Stalin și-a omorât mai mulți ruși decât au omorât neamții ruși. Deci să ne înțelegem bine. O chestie care nu e fake news, în schimb. Chineză, nu? Au în Shanghai... carantină. Draconică carantină. Deci ei au toleranță zero virus, coronavirus. Nici un om cu virus în Shanghai. Că și ăștia sunt mari laboratoriști care fac laboratoare, laboratoare mari. De exemplu, Liliace și oamenii la ei e specialiști în laboratoare. Și japonezii au făcut laboratoare. Zero laboratoare din Ucraina. Ramadă, da, zero laboratoare astea pe lângă ce au chineză. Deci niște laboratoare adevărate. Și povestea este în felul următor. Cum că, le-am spus acum, am văzut un gândac în el, un fel ca un reptilă care mergea pe stradă și țipa la oameni. Roboțel atâta, așa era, ca o furnică unii, așa, să duc, ce? Și le spunea la oameni să stea în casă și să ferească. De exemplu, chineză, și ăștia într-o bucurie și omoară proprii oameni, nu contează cât, nu mai contează cum. Deci asta e vor ca să facă un laborator grozav, de americani, numai stă ca și cățelușii ei să vadă ce mai experimente fac chineză, să li pună și ei pe dorința lor ca să aibă cod QR pe fiecare ușă și să scanez pe om, să știe, asta e dorința lor, asta vor să facă exact ca STS-ul de la noi și SRI-ul de la noi, care vor neapărat să pună mâna pe baza de date de la alegeri. Vor să pună mâna pe dată și atunci autoritatea de asta electorală, au zis că nu-i bine ca să avem același cloud digital. Dar pentru ce credeți că se face recensământul ăsta? Chiar ca să știe câți porci aveți dumneavoastră acasă, nu să știe tot despre voi. În toată Europa face recensământul, spunea recenzat omul, pune QR-ul pe el, 40% dintre români s-au autorecenzat deja într-o viteză și într-o veselie extraordinară. Urmează că zice că suntem pe loc fruntași în Europa. Doamne ajută! Am un deja cu vaccinare. Da, întotdeauna am fost fruntași. În primele zile, 40%. Da, după aceea ne-am oprit și nu mai făcut nimic. Cred că e 40% rămân. Cu atâta rămânem. Păi au fost și vaccinați. Da, au fost și vaccinați. Din cauza vaccinului s-au recenzat, probabil, acum. Nu, vaccinați fiind recenzați. Da, asta e ideea. Dar avem bucuria pentru că Elon Musk a venit cu Starlink-ul la noi în țară. Avem acoperire peste tot, o zis. De anul viitor e operațional. Plătiți numai câteva mii de euro și apoi 500 de dolari pe lună și veți avea în acces oriunde, în vârf de munte, în scorburi. Unde n-ați avut internet până acum veți avea. Deci cu un asemenea abonament pe care ăsta, care avem mare nevoie de el, pentru că și pe doamna blondă asta de la Cotroceni, pe doamna Băsescu, Elena Udrea, a prins-o tot cu telefonul mobil la ea. Că l-a luat, că nu știi, mai vezi. 6 ani frumoși! Abonați-vă la canalul de YouTube Cireșari, la canalul de YouTube Medievali. Dați cât mai multe share-uri pe acestea pentru ca să fie indexate, mai bine să poată să le vadă mai mulți oameni, să propage mai bine. Please like, subscribe, share. Remember, only crowd funded by you, my viewers, so like and support my work with the link on the screen or in the description.